dimineața. O nouă zi, o nouă aventură. Am venit la port să luăm barca pentru Bali. Trebuie să stăm într-o sală de așteptare așa. Magazin cu oameni, frumos. Eu mi-am luat un Red Bull din ăsta, n-are acid, n-are nimic, zici că e sirop de tuse. Și Alina și-a luat un latte clasic. Care e foarte bun. Care e bun, că e Nescafe. Și așteptăm barca acum. Am luat biletele care se prezintă așa. O să intri pe barcă. Și mergem în Bali. Suntem obosiți, ne e somn. N-am dormit, nu ne-am făcut somnul. Dar mâine nu ne mai grăbim nicăieri. Așa de dimineață. Dacă vrei să stai sus, trebuie să cumperi o bere. Păi ne gândeam noi care băiatul ăsta, melodiile astea, aici, în Bali, pe barcă. De unde suntem și el a băgat melodiile astea după telefonul lui. Și l-am întrebat de unde are melodiile astea și a zis că a căutat el cele mai celebre melodii din România. Și i-a dat asta. Și uite așa am ajuns din nou în Bali. Am făcut vreo 25 de minute cu barca, nu ne așteptam să facem atât de puțin, dar oricum ne-am distrat după cum ați văzut. Și acum facem o pauză de toaletă și luăm un taxi pentru Ubud, pentru cazare. Așa că hai cu noi. E deja cald, ca de obicei, soare. Nu e niciun rainy season aici. Toată lumea se plânge că în decembrie și ianuarie și februarie plouă în Bali, dar pe noi nu ne-a plouat decât odată ne-a prins ploaia 10 minute. Deci, dacă veniți în Ubud, în Sanur, e un port destul de important aici în Bali, o să vă abordeze băieții ăștia în albastru cu taxiurile. Negociați la sânge cu ei. Îi zici că ai deja taxiul chemat și că ai un preț, dar vezi și tu cât e până unde trebuie să ajungi și negociezi cu ei. Băi, 150 vreau să-ți dau, mă duci sau nu mă duci? Te faci că pleci și te cheamă ei înapoi. Știți cum e cu negocierea. Așa trebuie făcut cu ăștia. Și până la urmă am luat un taxi, o să ne ducă 150 de mii de rupii, o să ne ia, adică vreo 47 de lei, 46-47 de lei. Trebuie să mergem pe drumul ăsta minunat până la cazare. Nu mai e mult. Am făcut în 22 de kilometri, am făcut 44 de minute. Pentru că e trafic. E jale traficul prin Bali. Nu este jale, mai mult mai dai de un scooter, mai dai de un autocar în față. Așa aglomerat n-a fost. Adică, da, e să merge încet, dar asta face atâta. Uite ce drăguț e și la ăștia. E bine că o să fim mai departe de strada principală și practic o să fie mai liniște și probabil nu o să mai avem moschee. Aici nu mai avem moschee. Zona. Da, zona e plină de magazine,
de suveniruri, de restaurante. Da, e mai organizat, ce să mai. Se pare că nu era aia strada, trebuie să ieșim iar în strada principală. Bananele. Uite, astea sunt de-alea, mici, cred. Cred că da. Bun, și acum am intrat pe strada bună cu cazarea noastră. Hello. Și cam așa e. E ultima pe stradă, salut. Eu am zis salut, da. Hello. Mergem pe strada principală, aici sunt numai bananieri. Și am ajuns. Alina. Camera noastră nu e gata, dar noi ne ducem să mâncăm. Acum o să coborăm aici la restaurant. Și bănuiesc că una din alea din dreapta e camera noastră, care deocamdată nu e gata. Situația se prezintă cam așa. Trece un râu pe aici. Da. Și este foarte șmecher, mi se pare, cum e aranjat totul cu verdeață. Aici o să stăm cât? Noi ne-am luat inițial 5 zile, dar s-ar putea să mai extindem încă 2. Pentru că, în mod normal, ar trebui să stăm 5 zile, 5 nopți aici și după care să ne mutăm într-o altă cazare. Dar, cred că o să stăm 7 nopți aici. Pentru că ne place. Am vrut să vedem cum e, dar cred că ne place. Deja. Haide să mâncăm. Uite, cam astea sunt prețurile. Uite, un smoothie bowl, pepene roșu, dragon fruit și banana, e 35.000. 15.000 de rupii este $1. Deci, $2 și foarte și puțin. Mâncarea arată cam așa. Un burger de pui simplu, cartofi și un sandwich cu ou și legume. Și o să vă spunem la sfârșit cât am dat pe toate astea. Suntem la cazare, aici mâncăm deocamdată pentru că suntem rupți de foame. Gata, și mâncat am și plătit. A costat 130.000 de rupii. Adică, nu știu să fac calcule acum. 20. Undeva la 9 euro, $9. $9 și $10, zi 10. Camera noastră e gata peste o oră abia. Și noi ne ducem să explorăm puțin pe aici, pe jos, să vedem prețuri, să schimbăm bani, să găsim un scooter, da? Și să ne orientăm puțin. Suntem aici să închiriem un scooter, l-a prezentat pe ăsta. Prima dată a cerut 100.000 pe zi, dar i-am zis că noi îl vrem pe 10 zile și mi-a zis că 80.000, i-am încercat-o și eu cu 70. Să vedem acum. Okay. Hai că până la urmă l-am luat pe ăsta cu 80, că voia să ne aducă cu 70 altul mai vechi. Că ăsta e prea nou să ne-l dea cu 70, așa că i-am zis hai dă-ne-l pe ăsta. Cu 80, 7 euro diferență, măcar o să stăm mai confortabil pe ăsta că e mai nou și are șaua mai moale. Așa că 10 zile trebuie să fie confortabil. Facem actele acum și dăm o tură pe aici să vedem cum e. Și am ajuns în Ubud. Ne-am închiriat și scooter. Și dă-i tata să vedem ce avem de făcut pe aici. Da, mult mai organizată treaba aici în Ubud. E strada mare, sunt parcări, magazine. N-ai voie să parchezi oriunde vrei tu. Da, dar e ok, găsești parcări. Ideea e că e mai organizat oricum decât în partea aia în Seminiac, Puta. Mult mai organizată treaba și ne place. Am făcut ceva mici cumpărături, dar mai avem în plan multe. Ia uita ce frumos aici, am ajuns la Ubud Market. E un fel de mall din ăsta, în aer liber, cu tot felul de magazinașe. Uite ce frumos e templul ăsta. Pare că e la Ubud Palace, dar nu știu
Ubud Palace? Parcă așa am... Probabil. Acum o să umblăm pe aici, pe din market, să vedem ce au. Deci au niște chestii de vrem să le cumpărăm pe toate. Ia uitați, tot felul de bețigașe, uleiuri, arome, tot felul de chestii drăguțe. Eu trebuie să-mi cumpăr un nou bagaj, un decală, pentru că mi s-a rupt roata la cel vechi. Și așa că o să-mi iau unul mai mare. Și o să băgăm tatăl. Ca să băgăm în el, bineînțeles, statuete, bețigișoare, tot felul de chestii. Ia uite ce frumos. Ia uite, și asta e frumoasă. Da, Alina e nebunită. Eu gata, am nebunit aici. Poți să-mi dai bani și să mă lași aici. Da. Și uite și mă e diseară dacă e. Da. Deci umblam pe aici. La da. Portocaliu. Da. Umblam pe aici și am zis că ne trebuie un desfăcător de capace de bere. Și am văzut acolo, uite, vino ca să ne uităm aici. Trebuie să ne uităm la statuile astea. Așa, și vă spuneam că ne trebuia un desfăcător de asta, că noi bem mult la sticlă, de sticlă. Și am văzut pe ăsta de metal și am zis că vreau să-l cumpăr. A zis că ăsta costă undeva la aproape $10. $10 pentru ăsta, pentru dopul ăsta de deschid. Aia e din metal. Și am zis eu că nu dau atâta pe... Da, am zis că nu dau atâta pe unul din ăsta, că e prea mult. Am dat să plec, mi-a zis 80.000. Prima dată am zis să-ți 130.000. După aia mi-a zis, bine, bine, 80.000, dăm 80.000. Și am zis, bă, dau $5 pe un... pe un desfăcător de bere, când pot să desfac și cu cheia sau cu orice. Și am zis, nu, chiar nu dau, las. Și când am plecat la 5 metri depărtare, am zis, bine, hai, dăm 50.000. Deci era scorul umflat. Bine, că oricum are profit și la 50.000. Deci era 130.000, l-am scos la 50.000 și tot are profit. Deci era de 2 ori jumate prețul pus acolo de ea. Deci trebuie să negociem la sânge cu ăștia. Mai rău ca în Turcia. Da, ce întâlnim pe aici ni se pare extraordinar. Toate chestiile super drăguțe. Mamă, uite cum sunt picturile astea mici. Picturi, da, mici. O să ne luăm și noi, sigur o să ne luăm și noi. Mamă, chestiile sunt drăguțe rău de tot. Tot felul de, v-am zis, bețișoare parfumate, gentuțe. Tot ce trebuie. Tot ce are o femeie nevoie. Că sunt nebunite toate femeile. Da. Și v-am zis, trebuie negociat cu ei aici în Ubud. Uite cuțite. Hai să ne luăm și noi un cuțit. Ia să vedem, ia deschide pe ăsta. Okay. Aha. Asta e frumos. Eu trebuie să-mi iau un cuțit de aici, neapărat. Uite și ăsta e șmecher. Bine. Ok, I give you 80 on this, ok? Yeah. Am luat o statuie cu 80.000 de rupii. Am încercat eu să mai iau ceva după aici, mic, ceva de genul ăsta. Dar nu-mi e de că... A zis că deja mi-a făcut discount. Era 120. Era 120. E, bine, prima dată a zis 120. Știi, ca să... Deci am luat-o cu 80, adică vreo $5. Dar e super mișto. Uite așa. Dar ați văzut, e verde la mișto. Turcoaz. Da, mai are în spate, da. Super șmecheră. A zis că e foarte liniște astăzi aici. No. Întreabă doamna dacă mai vrea una. What is your name? Nioman. Nioman. Mircea. Mircea. Ia tu ala ca să plătesc iubirea. Thank you. Thank you so much. Ah, ok.
80, ok? Good luck. For good luck? Yeah. I will have good luck? For you, for me. Yeah? Yeah. Ok, 90, yeah. 100. Thank you, so thank you. Bye. Bye. Să ne luăm niște juice. I want one watermelon. Yep. Watermelon juice, 20.000, adică un dolar și puțin. Uite ce drăguț. Uite ce drăguț este asta. Deci toți au cât o statuie în curte, cât o fântână arteziană. E foarte, foarte drăguț la, la ăștia. Sunt decorate drăguț toate casele. Da. Ne-am oprit să bem ceva, că e foarte cald. Și mai vedem ce mai cumpărăm. Trebuie să cheltuim bani mulți aici. Gata! Am terminat cumpărăturile pe ziua de azi, sper. Și acum, sigur, e gata... E aproape 2:30. E gata camera, mergem în cameră, o să vă arătăm și vouă, o să facem un tur. Și o să vă arătăm și ce ne-am cumpărat deja și cât am dat pe ele. A fost ieftin. Hai să vedem cum s-a prins becurile pe aici. Hai că nici aici n-avem multe becuri. Bun. Și asta e cazarea, e bine că e răcoare. Intrare. Aici e baia. O, baie mare. Și cu duș pe piatră, așa. Interesant. Și asta e camera. O cameră mare. Pat mare. Foarte drăguțe. Aranjamentele. Un dulap, o măsuță frumos. Foarte, foarte tare. Și aici avem și terasă. Super drăguță. Da. Ia uite, cu un râu. Trece râul pe aici, pe la noi. Avem și o piscinuță. Ce poți să-ți dorești mai mult? Și zici ce? E curat. E curat. În mediul contra. Da, e curat vegetația. Frumos. Măsuță, să ne uscăm hainele aici. Cât am dat noi pe asta? Oricum n-am dat mult. 5 nopți. Am luat 5 nopți. Dar s-ar putea să stăm 7 nopți, adică încă 2, să ne anulăm o cazare, pentru că n-are rost să ne mai mutăm pentru 2 zile în altă cazare. Am dat 165 de euro. 165 de euro pe 5 nopți. Bine, 33 pe noapte. 33 de euro pe noapte. Pentru cazarea asta cu tot cu mic dejun, da. Deci o să ne facem un duș, o să ne despachetăm și noi bagajele și vedem ce mai facem. Eu am eu o problemă cu din astea, sper să le vedeți. Patch-uri din material pe care la un moment dat o să le lipesc eu pe un bagaj de-al meu. Și am luat cu Malaysia, Singapore, Indonezia și Brazilia. Le luăm doar în momentul în care ne ducem. Da, sau... doar când am fost eu pe acolo sau aș mergem pe acolo, atunci mă cumpăr astea. Cât a fost? 25.000? 25, parcă un... Cam mult. Cam mult de cel, dar mă rog. 100.000 pe 400, dar na, asta e. Am mai luat ăsta. Nu, al doilea lucru pe care l-am luat este asta de care vă spuneam că am negociat. 50.000, e cam mult, că am mai întrebat... Și sigur îl găseam și mai ieftin, dar na, asta e. Al treilea lucru este statuia asta cu Buddha, care e din rășină, zicea doamna. Nu pare a fi rășină, dar mă rog, e rășină, că e grea, da. Pe asta am dat 80? 80, da, 5 dolari. 80.000, adică 5 dolari. Ne-a cerut prima dată 150, ceva de genul. Și al patrulea lucru, o șapcă pentru doamna. Ne-a cerut tot așa 150 prima dată. Și ne-am dat tot așa la 70 5, sau 80, nu mai știu. Ceva pe acolo, tot 5, la 5. 5 dolari. Deci trebuie să negociez cu ăștia, să le iei și pielea după ei, că ei tot au profit. Dar pentru că te văd străin și așa, normal, îți cer bani. Dar tu dacă ești român adevărat, negociez la sânge pe ei.
Gata, mergem în oraș, mergem. În oraș mergem. În junglă mergem. Mergeți mâncând că ne e foame. Da, mergem să mâncăm că ne e foame, că noi, după cum știți, noi mâncăm mult. Am plecat să mâncăm, după cum v-am zis, am și plătit la recepție cazarea, 875 a costat, cu tot cu un comision de 3%, pentru că aici, în majoritatea locațiilor, la restaurant sau la hoteluri, dacă plătești cu orice card, da, orice card, Visa, Mastercard, îți ia 3% comision. Deci 875 de lei pentru 5 nopți a fost cazarea noastră. Cu tot cu mic dejun, adus în cameră pe terasă. Nu o să mai prelungim aici încă două nopți pentru că nu mai e nimic disponibil. Așa că vom merge la cealaltă cazare, încă două nopți, asta e. Să vedem cum cărăm bagajele, probabil cu scuterul. Balin style. Da. O să fie aventură. Acum mergem să mâncăm aici niște hot dogi lângă noi. Că mi-e poftă de hot dog mie. După aia ne ducem să ne plimbăm. Deci aici lângă noi am venit să mâncăm un hot dog. Ne-am uitat pe meniu, mie îmi face cu ochiul ăsta. Deci arată într-un mare fel. Să vedem ce mai au oamenii pe aici. Arată super bine, o să stăm pe terasă și gata. Tot ce ați văzut acolo ne-a costat 12 dolari. $12 plus tips, că nu era tipsul inclus. Vreo $14 am lăsat, dar a fost super bun. Și acum o să mergem pe aici să explorăm puțin. Deci tocmai am învățat ceva. Eu am cerut un Fanta. Am cerut un Fanta la restaurant și mă aștepta să aveam cu un Fanta de portocale, normal. Dar ei nu au Fanta de portocale, au doar Fanta de căpșune. Adică așa. Și e foarte bună. Da, e dulce. Dar mă aștepta să-mi aducă Fanta de portocale. Aici hai să-l zicem un preț, 6500 pe un Fanta la doză. Asta înseamnă 2 lei și puțin, da. Vitamine de băut. Am ajuns și pe Rice Fields. E așa pun orezul. Uite că sunt și urme de picioare în nămolul ăla. Asta e de-abia plantat. Așa se plantează orezul. Cum se plantează la noi, ba nu, că la noi orceagul. Nu, știți cum fac răsadurile bunicii făceau. De roșii? Făceau, fac ai noștri răsaduri de roșii în ghiveci. Să crească puțin și după aia le pun mai răsfirate în pământ. Așa sunt și le pun manual, fir cu fir. Urmele de picioare le vedeți. Au trasat și linii să le pună egal, la distanțe egale. Ia uitați. Asta e că e fix în mijlocul budului sau, mă rog, foarte... Da, se plantează pe unde se poate. Și toate câmpurile astea sunt inundate non-stop cu apă. Adică, uite, pe aici curge apă și de aici se alimentează fiecare
câmp din ăsta cu apă, uite pe acolo iese. Și nu știm cât trebuie să stea să se facă, habar n-au. Dar pănuiesc că se face, nu știu, în câteva luni, o lună, două. Nu știu cum e treaba cu orezul, nu m-am interesat, sincer. Da. Uite, aici încă n-au plantat. Aici n-au plantat, ăstea cred că se pregătesc. Cred că am trebuit să... Da, nu știu, uite ce e asta. E un... o pasăre. O pasăre. Pe poteca asta pe care mergem sunt dale inscripționate de cine a trecut pe aici în timpul în care s-a construit. Adică în 2023 s-au făcut asta, e cea mai nouă. Și am întâlnit și câteva inscripții din România. Românești, cu oameni care au venit pe aici și au scris pe aici numele și cât o chestie de viață. Foarte drăguț, printre lanurile de orez. Put down phone, get a rope, spike, sell car, live life. Da, foarte, foarte mișto, inspirațional. Și foarte relaxant să te plimbi pe aici printre câmpurile astea de orez. Deci, cum ar fi mai plăcut să încheiem acest vlog și această zi minunată, o primă zi în Ubud, decât printre lanurile de orez. Cam asta a fost, da. Foarte frumos pe aici. Cam asta a fost ziua noastră de azi. O să ne vedem în următorul vlog de mâine. Încep aventurile, cascade, lanuri de orez și mai multe. Și cu asta vă lăsăm. O spunem noapte bună sau bună dimineața. Bye! Bye!